Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile de astăzi. Echipele de la Protecția Consumatorului au găsit jale în câteva restaurante dintr-o zonă turistică din apropierea Făgărașului. Mâncare stricată, cârnați vechi și congelați sau cartofi prăjiți negri la culoare din cauza uleiului folosit de zeci de ori. Și în orașul nostru, șaormeria de lângă Sensul Giratoriu a fost din nou descoperită cu nereguli. Patronii care au pus în pericol sănătatea clienților au primit amenzi. Nimeni nu vrea deocamdată să preia atribuțiile de director medical la spitalul din orașul nostru. Conducerea a purtat discuții cu doctori din unitatea sanitară, însă niciunul nu dorește să se angajeze în această activitate. Motivul, spun medicii, este un post greu, cu multă responsabilitate. Spitalul a rămas fără director medical de mai bine de o săptămână. La volan, fără drept de a conduce mașina, polițiștii au de-a face cu persoane care nu dețin carnet auto și asta în plin trafic. Alte persoane, deși sunt șoferi cu acte în regulă, nu rezistă tentației de a consuma alcool, după care urcă la volan. Pentru asemenea fapte, cei în cauză se aleg cu amendă sau dosar penal. Competiție inedită cu tot mai mulți adepți, în care primează onoarea și respectul între jucători. 9 echipe s-au confruntat la Făgăraș o zi întreagă într-un concurs Airsoft, iar câmpul de luptă a fost cetatea Făgărașului. Conform regulamentului, în scopul desemnării acestei zone sigure, organizatorii au colaborat cu autoritățile locale. Airsoftul este un sport în care jucătorii simulează un conflict sau efectuează misiuni cu ajutorul unor replici ale armelor reale, utilizând echipamente specifice și tactici militare. Excursii în locuri pitorești la sfârșit de săptămână sau pentru câteva zile de concediu. Asta caută oamenii în această perioadă, iar proprietarii de pensiuni și localuri publice au parte de clienți din belșug. Oamenii noptează acolo, dar servesc și masa, însă din păcate nu pot pătrunde și în bucătării să vadă despre ce este vorba. Au intrat însă în control inspectorii OPC și au găsit mâncare stricată. Ca de obicei, tematica controlelor noastre este cea referitoare la legalitatea funcționării și corectitudinea activității agenților economici, care, din păcate, după cum ați văzut, în anumite situații pun grav în pericol sănătatea consumatorilor și turiștilor care ajung în frumoasa zonă a țării Făgărașului. Masivul Făgăraș are la poale stațiunea turistică Sâmbăta de Sus, plină de pensiuni și restaurante. Peisajul este unul de vis, dar alegerea locului de servire a mesei este foarte important, susțin echipele de control de la Protecția Consumatorului, care au găsit jale în câteva locuri. Spre exemplu, la Complex și la Floarea Reginei au descoperit mâncare stricată, cârnați congelați vechi, carne de vită fiartă și congelată și cartofi prăjiți negri la culoare din cauza uleiului refolosit de zeci de ori. Dacă discutăm despre zona mănăstirii Sâmbăta, lucrurile nu stau tocmai bine, pentru că unități de alimentație publică cu o importantă vechime de zeci de ani de zile încă nu au înțeles cum trebuie să respecte toate normele legale și, din păcate, cred că unii dintre ei pun pe primul plan câștigul financiar în detrimentul sănătății consumatorilor, astfel descoperindu-se în blocul alimentar al acestor unități de cazare și alimentație publică produse expirate, depozitate incorrect, produse alimentare cu modificări organoleptice, produse preparate, răcite pentru a fi revândute consumatorilor și multe alte nereguli care cu siguranță puteau pune în pericol sănătatea consumatorilor dacă ar fi fost vândute lor. După ce au verificat restaurantele din zona turistică de la munte, echipele OPC au venit și la Făgăraș. Un alt exemplu, oare pentru a câta oară, o șaurmerie de lângă Sensul Giratoriu, taman în fața catedralei Sfântul Ioan Botezătorul, locul atrage clienți ca un magnet. Mare atenție așadar, susțin inspectorii OPC, la ce mâncați și unde mâncați. Patronii localurilor care au pus în pericol sănătatea oamenilor au fost amendați.
Ca de fiecare dată, atât în cazul acestor unități, cât și în cazul fast food-ului din centrul Făgărașului, produsele neconforme au fost retrase de la comercializare în vederea distrugerii, s-au aplicat amenzi de până la 20.000 de lei și măsuri complementare. Vreau să atrag atenția asupra faptului că fast food-ul din Făgăraș a mai fost închis de către instituția noastră, iar noi cu siguranță vom reveni până ne vom asigura că lucrurile funcționează corect. Mai mult decât atât, dacă problemele continuă să existe în această unitate, se va da o dispoziție de închidere definitivă, nemai putând să funcționeze acest agent economic. Forumul Economic Mondial a realizat un raport privind serviciile din turism, iar România a primit nota 7. Nici nu este de mirare, pentru că se știe că în majoritate, mulți patroni se orientează mai mult spre câștig, nu către clienți, mai spun inspectorii OPC. Neobosite la controle, ar trebui să fie și Autoritatea Națională Sanitar-Veterinare, mai spun sursele citate, mai ales că este instituția direct responsabilă cu neregulile din alimentația publică. Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure din Făgăraș a rămas de mai bine de o săptămână fără director medical. Medicul Mihaela Pandrea și-a dat demisia din această funcție săptămâna trecută, în data de 11 iulie 2017, din motive personale. Acum, conducerea unității sanitare trebuie să identifice un înlocuitor pentru funcția deținută până de curând de medicul Mihaela Pandrea. Surse din cadrul Spitalului Municipal susțin că, deși au fost niște propuneri și discuții cu mai mulți medici din unitatea sanitară, nimeni nu vrea deocamdată să preia atribuțiile de director medical. Doctorii spun că este un post greu cu multă responsabilitate. Câteva din principalele atribuții sunt coordonarea și elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului. De asemenea, directorul medical monitorizează calitatea serviciilor medicale la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacienților și elaborează împreună cu șefii de secții propuneri de îmbunătățire activității medicale. Totodată răspunde de coordonarea și corelarea activităților medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pacienților internați. Analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite, de exemplu cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită sau morți subite. Stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la nivelul spitalului în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor unității sanitare. Mulți dintre șoferi nu respectă legea circulației, susțin polițiștii rutieri, care au surprins zilele trecute în trafic patru dintre aceștia, în timp ce s-au urcat la volan ori fără carnet, ori băuți. Astfel, doi bărbați s-au ales cu dosare penale după ce au fost surprinși conducând autovehicul pe drumuri județene, fără a avea dreptul de a se urca la volan. Unul dintre ei, în vârstă de 40 de ani, avea carnetul reținut pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și a fost depistat de polițiști pe drumul județean 104D, pe raza localității Șoarș. Celălalt, în vârstă de 44 de ani, a fost găsit conducând pe drumul județean 104A, pe raza satului Lisa, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și în timp ce perioada de valabilitate a inspecției tehnice periodice pentru mașina condusă era expirată de peste o lună. Totodată, alți doi șoferi au probleme cu legea, după ce au fost prinși băuți la volan. Unul în satul Hurez, unde a și pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a ieșit în afara părții carosabile și a intrat în coliziune cu un cap de pod aflat în partea stângă a sensului de deplasare, iar celălalt șofer pe raza localității Codlea. Tot avem aici 0,25. Da.
Cetatea Făgărașului a devenit sâmbătă câmp de luptă cu soldați înarmați gata să treacă la atac. Cele mai bune 9 echipe de sportivi s-au înfruntat pentru supremație la concursul intitulat Patrula Airsoft, ajuns la cea de-a doua ediție. Competiția s-a desfășurat pe parcursul unei zile întregi, iar organizator a fost Clubul Sportiv Airsoft Brașov, în colaborare cu Primăria Făgăraș. Sunt prezente la start 9 echipe de jucători din toată țara, județe din toate regiunile țării, să spun așa, Suceava, Cluj, Hunedoara, Sibiu, București, chiar cu 2 echipe, lucruri care ne bucură foarte mult. Programul evenimentului constă în parcurgerea a un număr de 11 probe. Airsoft-ul a început ca un joc de simulări militare, ulterior devenind sport și în România, în luna februarie 2010. Cultivă atât calitățile fizice, cât și cele psihice ale practicanților amatori sau profesioniști, cu accent pe disciplină, fair play și spirit de echipă. Suntem la Făgăraș pentru etapa a doua Paro Făgăraș. Suntem ca și coorganizatori, am venit pentru suport. Noi am avut evenimentul Paro care a fost în 27 mai la Alba Iulia, în cetatea Alba Iulia. Urmărim prin acest concept Paro să aducem airsoft-ul la nivelul de sport, să fie văzut ca un sport și de către public, pentru că evenimentele de mainstream care se desfășoară în pădure nu sunt atât de vizibile publicului larg. Și noi am avut la Alba Iulia 9 echipe din foarte multe județe ale țării. Am avut Clujul, am avut Suceava, am avut Brașov. Conducătorii cluburilor de airsoft din Alba Iulia și Deva, prezenți alături de echipele lor la Făgăraș, susțin că vor să aducă airsoft-ul în fața publicului. Noi am venit astăzi aici cu 2 echipe, una de fete și una de băieți. Dacă Deva este, să spun așa, inițiatorul acestui tip de concurs. Pe parcurs am cooptat în organizarea Paro echipele din Luduș, din Cluj, din Făgăraș, din Alba. În luna aprilie la Deva a fost ediție tip Woodland, la Alba s-a desfășurat în cetate și acum în Făgăraș la fel în cetate. Vrem să facem cât mai cunoscut acest sport prin promovarea în diverse locații. Evenimentul s-a desfășurat pe toată perioada zilei de sâmbătă, echipele intrând pe traseu la interval de 30-40 de minute. Participanții au fost din București, Sibiu, Mediaș, Suceava, Cluj-Napoca, Deva, Luduș, Brașov, Turda. După ce s-au întrecut o zi întreagă, a venit momentul ca echipele să se bucure pentru reușitele lor. Astfel, pe primul loc s-a clasat clubul Stas din Suceava, pe locul 2 Dac din Deva, iar pe locul 3 Ludus Dacicus din Turda. We'll be right back.